Bălăceanu, ne auzim mai bine? Așteptăm. Domnule general, ne auzim mai bine acum? Da, eu vă aud foarte bine. Perfect. Mulțumesc mult, domnule general. Așadar, aș vrea să interpretăm reacția NATO. De altfel, de aseară s-a îndemnat la prudență, la moderație, să așteptăm rezultatele acestei anchete. Acum, cel mai probabil, da, și cred că așa a și fost, o rachetă ce aparținea apărării antiaeriene ucrainiene. Dacă lucrurile se confirmă, este un lucru pe care am încercat să-l desprindem dintr-o analiză în mai multe scenarii legate de incident. Deci lucrurile ar fi destul de clare. N-a fost o lovitură a rușilor, i-au dezmințit, dar noi nu i-am crezut și e bine să nu-i credem. Dar s-ar confirma, de ce-mi spuneți, că este vorba de fragmente sau chiar o rachetă din sistemul de apărare antiaeriană, adică fragmente după lovire sau eventual o rachetă din sistemul de apărare antiaeriană al ucrainienilor. Da. Există în asemenea scenarii. Dacă s-a încheiat analiza. Asta a spus șeful NATO în conferința de presă care a avut loc astăzi la ora 14. Că lucrul acesta oficializează că Secretarul General NATO nu făcea o asemenea declarație dacă la nivelul Consiliului Nord-Atlantic, reuniunea ambasadorilor astăzi, la nivel de ambasadori, nu se aduceau concluziile și probele legate de ceea ce a declarat el. Da, șeful NATO a făcut aceste declarații în urmă cu 2 ore și a spus că nu este vina Ucrainei, este vina Rusiei care a lansat un atac masiv cu rachete ieri, da, asupra Ucrainei. Asta trebuie analizat, pentru că eu am mai subliniat. Da. Trebuie să ne preocupe incidentul, dar dincolo de incident apare război energetic. Da. Rușii lovesc foarte intens și cu destulă precizie centrele energetice, infrastructura de transport a energiei electrice, pentru că vor să creeze o stare critică, un colaps al aprovizionării cu energie electrică a zonelor urbane cele mai importante ale Ucrainei, implicit și a zonelor rurale, probabil. Da, și afectează și Republica Moldova, e un efect așa de... Afectează și Republica Ricoșel. Moldova, se creează, așa ca într-un bulgăre de zăpadă, consecințe negative, din păcate, și asupra Republicii Moldova. Da. Ori răspunsul pe care trebuie să-l găsească lumea occidentală, alături de continuarea trimiterii, donării de armamente și de muniții, cum sprijină Ucraina într-o criză energetică care este evidentă. Dar v-aș întreba, există un risc foarte mare acum, că vedem că Rusia lansează în continuu atacuri masive cu rachete și există un risc ridicat pentru Polonia, România și Republica Moldova când vine vorba de aceste rachete, că ele fie se rătăcesc. Nu există un risc pentru că ceea ce s-a întâmplat în Polonia, respectiv în Republica Moldova, câteva săptămâni în urmă, sunt incidente fiind zone în apropierea zonei de conflict. Da. Dar nu au existat nici de cum premisele unor lovituri către statele NATO. Și astăzi s-a renunțat în paza inițială și la activarea articolului 4. Corect. Deci nu este o amenințare. Dar ce vă întreb direct, este războiul continuă să cum fie ne apărăm? Dus, război energetic și război clasic în Ucraina. Da, dar cum ne apărăm? Pentru că există acest risc continuu în fiecare zi ca o rachetă 2-5 să se rătăcească. Continuăm programele de înzestrare pe linie de apărare antiaeriană. Sunt programe în derulare Patriot. Sunt programe care trebuie aprobate șorat veșorat. Există o inițiativă europeană, un consorțiu de state pentru dezvoltarea unor capacități de apărare antiaeriană. Investim în armată și în înzestrarea ei, investim în protecția noastră ca stat. Da, să sperăm că un astfel de incident nu va ajunge și în România. Mulțumesc mult, domnule general Bălăceanu.